Pacea Domnului! Ne bucurăm să fim din nou împreună în această ocazie în casa lui Dumnezeu. Dorim să parcurgem împreună un pasaj din Scriptură deosebit de interesant. Am mai vorbit noi, de fapt, despre pasajul acesta în alte ocazii și am dorit să ne-l reamintim puțin pentru că este chiar contextual. Este un pasaj care ne atrage atenția asupra timpului în care noi trăim. De aceea aș vrea să medităm asupra acestui pasaj, să ne gândim la el, să ne rugăm pentru lumea în mijlocul căreia trăim, pentru că asemănările sunt extrem de puternice între timpurile acelea și zilele noastre. Este uimitor faptul că încă de pe atunci Dumnezeu se folosea de îngeri pentru a transmite mesaje și cu siguranță că același lucru se va întâmpla și la vremea sfârșitului. În Geneza, la capitolul 18, de la versetul 1, în continuare, zice așa: Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Biblia spune că la un moment dat Avram întâlnește trei bărbați în zăduful zilei. Este interesant cum Avram este vizitat de îngeri și de Dumnezeu însuși. Însă îngerii, ca să poată să fie accesibili, iau chip de om. Dacă ne uităm puțin mai jos, la versetul 16, dar nu aceasta este tema, doar vreau să fac o introducere la ceea ce urmează să prezentăm. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Îngerii aceștia care au venit cu Dumnezeu din cer aveau o misiune bine definită și anume să ajungă în Sodoma și Gomora. Însă înainte să se ducă, să aducă la îndeplinire acțiunea pentru care cerul îi mandatase, da? Ei trec pe la Avram și Dumnezeu poartă un dialog cu Avram. Și Avram începe un proces de mijlocire și ne amintim, după cum spune Geneza 18, că Avram mijlocește înaintea Domnului, pentru că dacă vor fi în Sodoma un număr de oameni credincioși, Sodoma să fie salvată. Dar în Sodoma nu se găsește nici minimul de oameni credincioși la care se oprește Avram. Nu se găsește acest minim. De aceea și Sodoma și Gomora trebuie să fie nimicite. Dacă dați pagina împreună cu mine, la versetul 22 zice: Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Așa că din cei trei, doi pleacă spre Sodoma și Avram stătea tot înaintea Domnului. Adică Avram a rămas să poarte un dialog cu Domnul Hristos și să înceapă procesul acesta de mijlocire. Doamne, dacă vor fi acolo 50, 45, 40, 30, 20, 10, vei nimici? Nu, zice, nu voi nimici pe cel bun cu cel rău. Dacă vor fi 10 oameni buni. Avram se oprește în mijlocirea sa la 10 persoane pentru că s-a gândit că măcar 10 oameni în două orașe, Sodoma și Gomora, sunt. Ei, din păcate, în două mari orașe nu erau nici măcar 10 oameni credincioși. Vă dați seama? Nici măcar 10 în două orașe. Asta înseamnă, prin comparație, că la vremea sfârșitului, în două orașe, nu o să găsiți 10 oameni credincioși. Nu oameni care citesc Biblia, care merg la biserică. Nu oameni care au pretenția ca frunzele de smochin că ei sunt, știu eu, credincioși și așa mai departe. Nu, nu, nu. Ci e vorba despre cei pe care Dumnezeu îi vizualizează din cer și știu că ei sunt oameni după inima lui Dumnezeu. Geneza, la capitolul 19, de la versetul 1 la tema noastră. Cred că n-am deschis eu microfonul sau... Acum am dat drumul încă o dată, ia să vedem. Că am impresia că nu se auzea nimic, așa? Merge acum. Am avut impresia că l-am deschis, dar cred că l-am... Merge, da? Mulțumesc.
Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Deci bărbații despre care vorbim în Geneza 18, în Geneza 19 îi desușim ca fiind cei doi îngeri. Așa că îngerii au venit și au luat chip de om. Nu degeaba Apostol Pavel zice, fiți primitori de oaspeți pentru că unii fără să știe au primit pe îngeri. Dar fără să-și dea seama, Lot datorită ospitalității sale a primit în casa lui pe îngeri și îngerii au salvat viața. Probabil că dacă n-ar fi fost ospitalier, ar fi perit în distrugerea Sodomei. Biblia zice, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma, atenție, seara. De ce au ajuns ei seara? Nu puteau să ajungă la miezul zilei cum a fost la Avram? Da? Le-a luat atât de mult călătoria că nu puteau să ajungă? Nu au ajuns seara. Pentru că, în general, tineretul, seara iese să-și facă, nu? Da? Seara. Și zice Biblia, și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, i-a văzut că sunt străini, intrați, vă rog, în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele, mâinile și vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. De ce au vrut să petreacă ei noaptea în uliță? De ce nu au vrut ei să intre? Păi nu știau ei pericole care îi pasc în noapte în Sodoma și Gomora? Nu știa că acolo mișnă tinerii cu bătrânii, oamenii stricați la minte, oamenii de dați imoralității, oamenii stricați care urma să aibă tangență cu ei și urma să întâmple acolo niște orgii? Nu știau ei ce este acolo? Ba da, sigur că știau. Pentru că ia uitați ce spune în Geneza la capitolul 18, de la versetul 20, 18 cu 20, întoarcem puțin înapoi. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. Păcatul lor este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Păcatul lor este nespus de greu. Sodomia. Sodomia. Să știți că astăzi, Sodomia capătă o amploare la nivel internațional cum nu ne-am imaginat vreodată. Noi am știut, cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus de mult că va fi un aidoma între vremea lor și vremea sfârșitului. Dar nu ne-am gândit că așa de puternică amploare o să capete. Poate unii dintre noi ne-am gândit că nu în generația noastră, nu în timpul vieții noastre. Și cu toate acestea, Sodomia se dezvoltă cu o mare putere. Nu este nicio noutate, nu spun nimic nou de la învon, știți și dumneavoastră. De mult se încearcă promulgarea unor legi unde nu mai ai voie să spui, încă n-au intrat în vigoare, nu peste tot cel puțin, dar imediat vor veni ca un tăvăluc și o să ia totul la vale. Nu mai ai voie să spui mamei mama și tatălui tata, ci vei zice părinte 1, părinte 2. Iar băiatul poate să fie fată și fata poate să fie băiat, iar el poate să-și aleagă. Iar lucrurile acestea, care vin tot mai mult în această lume, am văzut o explicație a cuiva, nu de mult chiar zilele acestea, întâmplător, efectiv întâmplător, unde dacă până acum această situație a sodomiei a fost tolerată de creștini, sodomia nu-i tolerează pe creștini. Dacă ei n-au fost atât de mulți încât să ridice glasul, acum atât de vocal sunt astfel încât și creștinii trebuie să devină așa. De aceea Biblia trebuie să fie scoasă, atât din circulație, din biserici, Dumnezeu trebuie să nu mai fie pronunțat, vor să fie anatemizați tot mai mult oamenii, vai de pastorii și preoții care vor trebui mâine să cunune asemenea persoane și când conștiința lor le va spune că nu poate să cunune doi bărbați sau două femei, va fi vai de pielea lor pentru că nu vor cununa persoanele acestea, pentru că vor fi legi împotriva lor. Dar vreau să vă spun astăzi și să spun celor care vor asculta și vor vedea, deși nu sunt foarte mulți, sunt doar de ordinul sutelor, dar vor mai fi și alte voci. Să stea liniștită sodomia și LGBT-ul că vor mai fi și alte voci care se vor ridica împotriva acestor imoralități, aceste păcate nespus de grele pe care Dumnezeu le va pedepsi la vremea lor. Să stea liniștiți oamenii aceștia pentru că Dumnezeu tot va avea puterea să-i pedepsească în ciuda legilor care par să fie de partea lor. Mâine,
nu să mai curați să mai spui ce spun eu în această seară. Pentru că mâine seară o să fii legat fedele și dus la mititica să duce la noi, adică la întuneric. Pricepeți, nu? Pentru că a promova adevărul va însemna risc. Vreau să știți astăzi că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, copiii lui Dumnezeu nu a avut temeri de urmări când a trebuit să predice adevărul. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a zis: eu sunt adevărul. Și oamenii nu au suportat adevărul și l-au pus pe cruce. Pentru că ei nu pot sta în preajma adevărului. Ei nu pot sta în prezența adevărului. Și el a zis: eu sunt adevărul. N-a zis așa? Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și oamenii n-au putut să stea. Și au avut meciuri cu Domnul Hristos. Și au venit să-L ispitească. Și toți agenții aceștia interconectați cu diavolul mereu și mereu veneau o ispită, altă ispită, încă o încercare, încă o încercare, încă un cârlig, încă o probă, încă... Toată viața Domnului Hristos a fost bombardat cu ispite, cu încercări, cu cârlige, cu tot felul de... ca să-L doboare, ca să-L determine să cadă, ca să nu mai fie pur, ca să nu mai rămână Fiul lui Dumnezeu. Însă Domnul Hristos nu putea fi cumpărat sau vândut. El era incoruptibil. El se focalizase pe cer, pe voia Tatălui, conectat la divinitate în permanență. Îi zice Petru, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Toate hoardele demonilor nu l-au putut dobori. El a rămas integru până la capăt. Iar la capăt, când pe cruce fiind a strigat s-a sfârșit, abia atunci Iisus Hristos, pentru prima dată, de când El a venit pe pământ, și-a plecat capul. Citiți Biblia să vedeți că o singură dată Iisus Hristos și-a plecat capul când a murit. Până atunci, El n-a plecat capul în fața nimănui, în fața niciunui păcat. El totdeauna a rămas vertical. Așa trebuie să fie copilul lui Dumnezeu astăzi. Biblia zice: dar Lot a stăruit de ei. I-au zis: nu, vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a ergat din toate colțurile. Marfă nouă în oraș! Au venit doi bărbați, nu știm despre ei, marfă nouă în oraș. Au chemat pe Lot și i-au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, că vrem să vedem care este mesajul din cer pe care ni-l aduc. Asta au zis ei? Frații mei, asta au zis ei? Vrem să vedem cum arată îngerii, că noi n-am văzut îngeri. Și zice Biblia: scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei. Pe bună dreptate, nici nu ne putem imagina cât de aproape suntem de sfârșitul lumii acesteia. Biblia spune, păcatul acesta este nespus de greu. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis fraților: vă rog, nu faceți o asemenea răutate, iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea, numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. I-au strigat: pleacă! Și au zis: omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor! O să-ți facem mai rău decât lor! Asta înseamnă să trăiești în Sodoma. Astăzi orașele își au chip de Sodoma. Mâine vor fi autentice. Sodoma, jet pe jet. De aceea Ellen White de 100 și ceva de ani zice: părăsiți orașele. De 100 și ceva de ani zice: afară din orașe. Nici o familie din 100, zice, nu are de câștigat din punct de vedere. Trei sunt acolo. Fizic, mental și spiritual. Nici o familie din 100. Eu nu vă spun lucrurile acestea că dumneavoastră stați la pietroasa. Vorbesc despre ce a zis Dumnezeu, despre marile orașe.
când Dumnezeu la vremea sfârșitului va începe să distrugă, știți ce va distruge prima dată? Spune Spiritul Profetic ce va distruge prima dată. Care? Orașele de la malul mării. Primele care vor fi spulberate de mânia lui Dumnezeu vor fi marile orașe de la malurile mării. De ce? Pentru că acolo degradarea și imoralitatea și păcatul este nespus de greu. Acolo s-a ajuns la cote alarmante. Și oamenii astăzi caută distracție, imoralitate, senzualitate, patimă, poftă, adevăr, neprihănire, curăție, viață nouă, viață de sus. Cine mai caută așa ceva în aceste timpuri? Nici 10 din două orașe. Și ce zice Ellen White? Este o propoziție în cartea Evenimentele ultimelor zile. Vă recomand această carte dacă n-ați citit-o. N-ar trebui să fie niciun adventist de ziua 7-a să nu aibă măcar toate cărțile Spiritul Profetic acasă, unul să le aibă. Dar nu e suficient să le avem și doi să le citească, măcar o dată. Evenimentele ultimelor zile. Zice, la vremea sfârșitului, în biserică, nu vei găsi unul din 20 să fie credincios. Unul din 20. Dacă suntem 20 aici, abia unul dacă e serios cu Dumnezeu. Unul. Dacă suntem 40 aici, abia doi dacă este dacă sunt credincioși. Unul din 20. Vreau să vă dați seama ce raport... Dumnezeu pune lupa pe fiecare dintre noi și ne vede că nu corespunde. Știți de ce Dumnezeu a lăsat pe pagini Scripturii un moment al zilei în care ucenicii și ei s-au mirat că de ce a făcut Iisus treaba aia, că nu făcuse niciodată. S-a dus până la marginea satului și a văzut că era un smochin și vrea să mănânce din el. Și când s-a uitat, a văzut că erau numai frunze. Smochinii, spre deosebire de alți pomi, fac mai întâi fructele și după aia face frunzele. Dacă erau frunzele prezente, înseamnă că, de fapt, cu mult timp înainte trebuia să fie prezente fructele și ele nu erau. Și era foame, s-a dus să mănânce și când a văzut că nu sunt, a blestemat smochinul și a zis, în veac să nu mai faci rod. A doua zi din întâmplare au trecut pe acolo și ucenicii când au văzut că s-a uscat smochinul și ce a zis? Doamne, smochinul pe care l-ai blestemat tu ieri s-a uscat. Păi ce da, dacă aveți credință poți să spui și muntele acestea, mută-te mare și se va muta. Dacă aveți credință. Știți cum este prezentat smochinul acesta cu frunze? În parabole? Știți de fapt de ce a fost blestemat smochinul? Pentru că frunzele spunea că sunt prezente roadele și ele nu erau prezente. Pretenția că sunt roadele prezente era acolo. Pretenția că sunt roade și roadele nu erau. Știți ce este creștinismul care nu este autentic astăzi la biserică? Frunze de smochin. Pretenția. Când ochiul cercetător al lui Dumnezeu va trece peste fiecare suflet. Indiferent cine sunt eu, indiferent cine ești tu, indiferent cine este dumneavoastră. Când Dumnezeu va cerceta fiecare suflet în parte. Și când fiecare va fi pus la proba focului. Acolo nu se va mai putea intra cu relații, cu pile, cu prieteni. Ci doar dacă întrunim condiția ascultării totale de Dumnezeu. Totale. E bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu Sila s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Să știți că nu întâmplător găsim termenii aceștia ca de exemplu ușă. Mai găsim o ușă în vremea potopului, când Noe a intrat în corabie, nevasta lui a intrat în corabie, fiul lui a intrat în corabie, nevestele lor au intrat în corabie, au intrat și animalele și păsările și după ei toți Dumnezeu a închis ușa. Nu întâmplător găsim niște închideri de ușă. Dacă ne uităm în Apocalipsa vis-a-vis de Filadelfia, penultima biserică și ultima biserică la Odiseea, găsim acolo o închidere de ușă. Aceste închideri de ușă reprezintă închideri de har. Adică timpul s-a terminat. În momentul când Dumnezeu a închis ușa, pe vremea când a trebuit să vină potopul,
De fapt, a însemnat că s-a închis ce? Harul. Timpul de har s-a închis. Când îngerii au închis ușa, timpul de har pentru Sodoma s-a închis. Scoate afară să ne împreunăm cu ei. Vă dați seama unde au ajuns. Oamenii citesc în Vechiul Testament și spun, Dumnezeul Vechiului Testament e un Dumnezeu violent. A distrus două mari orașe. Păi stai puțin. Ce a distrus Dumnezeu în Vechiul Testament? A distrus două orașe care erau nelegiuite, sigur că da. A distrus două orașe care erau de nevindecat. Păi care mai era viitorul acestor orașe? Se căsăreau bărbați cu bărbați și femei cu femei. Unde era viitorul? De unde mai înmulțeai? De unde mai aduceai o nouă genă? De unde? Bărbați cu bărbați se căsăreau, femei cu femei se căsăreau. Mai avea viitor? Nu. Când au umblat la planul lui Dumnezeu. Că de la început, zice Biblia, Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie. Și le-a dat porunca aceasta. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Când oamenii au încălcat porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, e prea mult. E prea mult. Păcatele voastre sunt nespus de grele. Și zice Biblia. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-a lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. I-a lovit cu orbire. Gândiți-vă ce șoc a avut Lot între oamenii aceștia, ca demonii, ca fiarele strigau la el, să-ți facem rău. Au vrut să spargă ușa, să pună mâna pe ei și când am văzut că oamenii aceștia blânzi au întins mâna, i-au orbit pe toți. Cum i-ați orbit? Cum de i-ai orbit? Abia atunci a înțeles că de fapt îl primise la el în casă pe solii cerului care venise să-l izbăvească pe el. Pentru că Sodoma își trăia ultima noapte. Ultima noapte. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiice și tot ce ai în cetate. Scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva acestor locuitori. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Oricât de mult ar vrea oamenii să pună în seama lui Dumnezeu că El este violent, că Dumnezeu este dur, că este răzbunător, Dumnezeu la momentul acesta nu putea să facă decât ceea ce era absolut normal și drept. O lume care nu mai putea să continue. Despre Sodoma, zice în Geneza 13 cu 13, hai să vă citesc o singură propoziție. Rămânem acolo la studiul nostru. În Geneza 13 cu 13 zice Biblia, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși și împotriva Domnului. Ce se poate face împotriva lui Dumnezeu? Aia vrem să facem. Ce-l dezonorează pe Dumnezeu? Acolo suntem. Primii care vrem să ne luptăm împotriva lui Dumnezeu. Ce-l întristează pe el? Exact aia vrem să facem. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Înțelegeți? Dumnezeu a zis bine. V-am așteptat. V-am iubit. V-am dat o lumină. N-au fost fără lumină. Lot a trăit în mijlocul lor. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel zice neprihănitul Lot. Neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi de mizerile pe care le vedea zilnic pe străzi. Omul acesta neprihănit își chinuia sufletul. Frații mei, va veni un timp când a trăi în mijlocul oamenilor nelegiuiți înseamnă să trăiești chinuit. Am rămas surprins să descoper că noi am zice, dacă n-ai fi căsătorit, ești cu mai puține probleme decât unul căsătorit. Iar unul dintre cei mai proeminenți pe care îi găsim în Sfânta Scriptură a fost Ioan Botezătorul. Despre Ioan Botezătorul, Ellen White scrie în cartea Viața lui Iisus, rare ori a fost Ioan Botezătorul fericit. Cel mai mult timp a fost trist. Eu am crezut că Ioan Botezătorul a fost cel mai mult timp fericit, pentru că era omul lui Dumnezeu, premergătorul lui Mesia, omul care a venit să pregătească calea lui Mesia. De ce a trebuit să fie el trist? De ce credeți că era trist? De ce credeți că era Ioan trist? N-avea familie, n-avea copii, n-avea greutăți. Și totuși, puține momente, zice, a fost fericit în viața lui. Până la momentul când a fost executat, până când i s-a tăiat capul, el a fost foarte puține momente bucuros, fericit.
Cel mai mult el a fost trist. Știți de ce? Nelegiuirea abundentă. Sufletul lui curat. Viața lui nepătată. A trăit în pustie. El n-a vrut să învețe șmecheriile. El n-a vrut să învețe furtișagurile. El n-a vrut să aibă... Totdeauna când veneau și întreba, ce să, învățătorule, ce să facem? Și îi spătea pe fiecare. La soldat le spunea, mulțumiți-vă cu lefurile voastre. De ce le spunea asta, să fie mulțumiți cu lefurile? Pentru că luau mai mult. Abuzau ca să adune mai mult, prin abuz. Fiți mulțumiți cu lefurile. Mulțumește. E un Dumnezeu deasupra care îți va binecuvânta puținul. Cine are două haine să împartă. Și sfătuia pe fiecare. Și veneau cărturare și farisei și îl asculta așa. Băi, neșcolitule. Păi tu știi la ce școală am învățat noi? Cine ești tu să adun poporul în jurul tău? Și lor le spunea, plin de curaj, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Pocăiți-vă, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că nu există altă speranță. Altfel nu scăpați. Am vrea să-L privim în Sfânta Scriptură pe Dumnezeu ca fiind doar dragoste. Frații mei, este o nedreptate să punem în contul lui Dumnezeu și să vrem să-L privim pe Dumnezeu ca fiind doar dragoste. Pentru că îl facem neputincios în momentul când trebuie să fie drept. Este un Dumnezeu ciuntit în caracter. El numai dragoste, altceva nu poate. Nu există, este și un Dumnezeu drept. Iar la Sodoma și Gomora noi vedem o dreptate a lui Dumnezeu. O dreptate manifestată ca o indignare în urma abuzului de dragostea lui. Nu știu dacă m-ați înțeles. S-a abuzat de dragostea lui. S-a abuzat de dragostea lui Dumnezeu. Oamenii au abuzat de bunătatea și de dragostea lui Dumnezeu. Au primit viață, sănătate, trupuri pe care ei acum vreau să le abuzeze cum vreau și asta nu era voie. Hai să citim mai departe. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Bă, oameni buni, părăsiți Oradea, părăsiți Beiușul că se va întâmpla. Mâine nu o să mai fie Oradea. Te mă, prostiile. Păi noi avem fabrica cu tare, avem pe centru poliția, mergem la permise, la pașapoarte, pleacă lumea din țară, viața merge. Auzi, nu va mai fi mâine Sodoma. Dacă vă uitați în Geneza, capitolul 13, veți descoperi că la un moment dat când Avram cu Lot nu s-au mai încăput urmele de multe ce aveau și când a trebuit să aleagă, când Lot a făcut prima alegere a Sodoma, știți cum zice Biblia că arăta Sodoma? Știți cum arăta? Hai să citim că acolo o expresie extraordinară. Ia uitați ce zice. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era... Cum era? Ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului, ca Edenul. Extraordinar loc era. Iar oamenii au profitat de lucrul acesta, s-au bucurat de tot ce au primit și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Cum zice Pavel, s-au aprins unii împotriva altora și în loc să rămână la ceea ce a lăsat Dumnezeu de la început, au vrut să facă voia stăpânului lor. Spuneam mai devreme despre Domnul Hristos că El era adevărul. Și când veneau oamenii la El să-L ispitească și când veneau cu prefăcătorii că puneau întrebări, dar de fapt El vreau să-L prindă în cârlige, la un moment dat Domnul Iisus le-a zis, voi aveți de tată pe diavolul, care este un mincinos. Contrastul adevărului este minciuna, nu-i așa? Voi aveți de tată pe diavolul. Frații mei, fiecare dintre oamenii de pe fața pământului se vor împărți între cele două tatere. Ai adevărului sau ai minciunii? Ai lui Hristos sau ai satanei? Dacă ne sună mai blând adevăr și minciună, putem să gândim așa, în termeni ăștia. Dar este la fel cu a fi ai lui Hristos și ai diavolului. Este același lucru. Lumea întreagă se împarte între aceste două categorii. Nici mai multe, nici mai puține.
Când s-a crăpat de ziua, versetul 15, îngerii au stăruit de lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Scoală-te, ia-ți nevasta, ia-ți fetele și du-te. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, și l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Frații mei, în mod normal, după mijlocirea lui Avram, nici Lot nu mai trebuia să rămână în viață. Că n-au fost măcar 10. Ce vei nimici tu pe cel bun cu cel rău? Că știa Avram că trebuie să fie și bun acolo. Eu nu voi nimici dacă vor fi 10. Dar dacă nu îi trebuia să fie nimiciți, că erau sub 10. Și cu toate acestea, Dumnezeu se îndură și dă o șansă lui Lot să-și ia familia să plece. Și ce este paradoxal când citești în Sfânta Scriptură? Zice Biblia că totuși Lot zăbovea. Dar Lot zăbovea să plece. De ce, nu, de ce credeți dumneavoastră că n-a vrut Lot să plece? Dar Lot zăbovea. În Cartea Patriarhii și Profeții, Ellen White zice, atât Lot cât și soția lui, le era greu să-și lase casa luxoasă să plece. Păi când s-a despărțit de Avram, că nu-și mai încăpeau turmele, nu erau săraci. Când s-au întins spre Sodoma și apoi au zis, e totuși un pic departe. S-au băgat cu totul în Sodoma. Când au ajuns în Sodoma, nu credeți că erau ultima speță a Sodomei. Ei erau cineva în Sodoma. Iar acum când a trebuit să lase tot, să plece cu mâinile goale, toată agoniseala, toată munca, tot să lase să plece la munte, scapă la munte. Singurul lucru pe care puteai să-l mai scapi în condițiile acestea era doar viața și atât. Era greu să lase. Să știți, frații mei, că chiar dacă noi de aceea spunem că nu avem treabă cu ale noastre, totuși, nu este ușor să le lăsăm. Hai să ne cercetăm în mod foarte atent, să vedem dacă chiar suntem gata să le lăsăm sau nu. Le era greu. Lot zăbovea. Cum să lasă? O să ardă. Cum să ardă? Nu s-ar putea să ardă tot, dar asta, nu? N-ar putea să fie așa o clădire între ruine? Să rămână asta între ruine? Ce ziceți? Casa lui Lot a fost cruțată când a venit focul din cer sau nu? N-a fost cruțată. Chiar dacă a fost casa neprihănitului Lot, nici aia n-a fost cruțată. Casele noastre în care stăm vor arde? Mașinile noastre care umblăm vor arde? Vor arde? Hai la cer! Hai să mergem la cer să le lăsăm. Dă-mi un magneziu. Am palpitat. Înțelegeți? Cum să plecăm? Înțelegeți, frații mei? După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Unde trebuia să scape Lot? La munte. Urmăriți în Sfânta Scriptură și veți vedea, de la Geneza la Apocalipsa, că bărbații Scripturii, bărbații spirituali, au avut mai mult tangență cu muntele decât cu câmpia. Au avut mai mult tangență cu dealurile, cu munții, cu pădurile, decât cu orașele. Scapă la munte. Apropo, de unde era Ilie? Că întâi împărat 17. De unde era Ilie? În munții Galaadului. Oamenii, unde a trăit Ioan Botezătorul? În pustia Iudeii. De ce n-a vrut să trăiască în Ierusalim? Ce nu putea să se pregătească acolo pentru lucrarea pe care avea să o facă? De ce trebuia și ales neapărat să stea în pustie? Acolo cu dealurile alea prăpăstioase, singuratice, pe văile alea unde trebuia să bea apă de acolo. De ce nu-și lua și el un borsec? De ce nu a mâncat și el o pizza? De ce nu a putut să stea și el în oraș? De ce a vrut să pregătească acolo? De ce a vrut el să nu se aclimatizeze cu păcatul? De ce a vrut el să facă o așa pregătire minuțioasă în vederea unei lucrări atât de importante? Dacă Ioan Botezătorul a trăit o asemenea viață, în asemenea condiții austere, cu așa de mare precizie și a pregătit caracterul pentru lucrarea pe care trebuia să o facă, am o întrebare. Ioan Botezătorul, Ilie de la vremea sfârșitului, care pregătește calea lui Mesia, cum credeți că va trăi? În
în ce condiții? Cum va fi alimentația lui? Cum va fi vestimentația lui? Unde va fi locuința lui? Obiceiurile lui? O fi vreo asemănare între Ioan Botezătorul și generația sfârșitului? Ce ziceți? Și prin aceasta deja ne delimităm. Înțelegeți? Noi trebuie să privim la cum au făcut ei când au pregătit calea Domnului Iisus, ca să vedem cum trebuie să trăim noi ca să pregătim calea Domnului Iisus. Scapă la munte. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trece înaintea Ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstându-mi viața. Dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Unde vrea să fugă? În Țoar. Era acolo o cetate mică, lipită de aceste două, Sodoma și Gomora. Era un alt orășel mai mic, despre care Spiritul Profetic zice că era programat să fie distrus și el. A rămas neatins pentru că a intrat Lot acolo. Nu și-a imaginat oamenii că de ce nu veni foc din cer în ziua și peste ei. Apropo, vă spun într-o paranteză, tot Spiritul Profetic ele noi zice, puțin își imaginează oamenii nelegiuiți ai pământului că își datorează însăși viața aceasta, existența, copilor neprihăniți ai lui Dumnezeu care trăiesc în mijlocul lor. De aceea, după ce se va da decretul duminical și se va ridica persecuția împotriva poporului Dumnezeu, când ei au fost eliminați și scoți la periferia societății, nu mai este nicio protecție pentru ei. Singurii care mai puteau mijloci și pentru care se mai putea lungi viața lor, era că poporul Dumnezeu locuia în mijlocul lor și erau lăsați în pace. Când deja se vor ridica împotriva lor, a zis Dumnezeu, stop, 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 stop! E prea mult. E prea mult. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu ajungi acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar, zice jos, adică mic. O cetate mică. Răsărea soarele peste pământ când a intrat Lot în Țoar. Au ajuns seara îngerii, n-a dormit nimeni, a fost noapte albă, au fugit până la urmă, răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Era ultimul răsărit de soare pentru Sodoma și Gomora. Li se părea oamenilor cum? O zi obișnuită. Mă, e dimineață, plecăm la treabă, activitățile noastre obișnuite? Nu. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Pentru că oamenii aceia, frații mei, deveniseră irecuperabili. Să nu treacă nimănui prin minte că Dumnezeu i-a pedepsit pe oamenii aceia cu moartea, deși mai era vreo speranță. Nu mai era nicio speranță pentru ei. Au venit îngeri din cer să nimicească Sodoma și ei s-au dus și ați văzut cuvintele pe care le-au zis. Oamenii deveniseră irecuperabili. Dumnezeu așteaptă pe fiecare om de pe fața pământului să se întoarcă la El câtă vreme se poate. Apostol Pavel zice, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, întoarceți-vă la El câtă vreme se poate. În cartea lui Isaia zice, întoarceți-vă la Domnul, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Până astăzi, acolo unde a fost Sodoma și Gomora, nu mai crește nimic. Oamenii care au fost acolo spun că nici pești în apă nu sunt, nici iarbă pe pământ nu mai crește. E o cenușă din care nu mai iese viață. Nimic. Așa va fi la sfârșit. Exact același lucru. Vreau să închei. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Scapă la munte să nu te uiți înapoi! Și nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. De ce s-a uitat înapoi femeia aceasta? Plecase din Sodoma. În sfârșit lăsase casa. În sfârșit lăsase totul. Și a plecat. Scapă la munte să nu te uiți înapoi. De ce s-a uitat înapoi?
Dumneavoastră vă dați seama cât de ușor ne jucăm noi cu termenii, cu cuvintele lui Dumnezeu? Dumnezeu zice așa și noi facem un pic diferit. Zice să nu te uiți înapoi. A, ce este uiți înapoi? A, să văd și eu. Să nu mănânci din pomul acesta. Noi ne jucăm cu Dumnezeu, socotim pe Dumnezeu ca pe un om. Socotim cuvintele lui Dumnezeu ca fiind o nimica. Ce să nu te uiți înapoi. Și de ce s-a uitat, de ce s-a uitat nevastă lui Lot înapoi? Știți de ce? E o bănuit de casă. Cum, Marius? Ea ieșise din Sodoma. Dar Sodoma nu ieșise din inima ei. Zice în Apocalipsa, astăzi Dumnezeu poporului său, ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu. Ieșiți din mijlocul Babilonului. Dar să știți că poporul Dumnezeu astăzi nu stă doar în Babilon fizic, ci Babilonul este în noi. Dacă nu credeți lucrul acesta, încercați să stați fără Facebook o lună. M-am întâlnit astăzi cu cineva care lucrează într-o instituție importantă și mi-a zis, zice, știi cum zic oamenii, că dacă n-ai Facebook nu există. Încercați să stați o lună fără Facebook, stați o lună fără TikTok, stați o lună fără YouTube, stați o lună fără să umblați pe telefon. Doar răspundeți la el ca și cum ar fi de la cu butoane. Să vedeți, puteți? Să vedeți cât de mult e Babilonul în noi. Încercați să stați, să vedeți. Să nu intrați un milion. Faceți o probă să nu intrați deloc, să vedeți cât de greu este. Să vedeți cât de dependenți suntem de lumea aceasta virtuală. Și am observat ceva. Când cineva ajunge să scape de lumea virtuală, iubește enorm de mult simplitatea și n-ar vrea să mai ducă la virtual niciodată. Luați-le la copii telefoanele din mână astăzi. Luați-le virtualul să vedeți dacă vă mai sunt prieteni. Luați-le. Căutați să luați o lună de zile. Și noi suntem o mânuță de oameni care poate suntem mai puțin dependenți. Poate, nu știu. Dumnezeu știe. Dumnezeu ne știe pe fiecare. Eu nu vă cunosc. Cum sunteți acasă, în taină, că nu vă vede nimeni. Nu știu. Urmăriți astăzi, când mergeți pe stradă, să vedeți cum sunt încablați și merg și stau la semafor și ce faci, mă? Ce ai acolo în urechi? Ce e cu tine de te bâței? Pune 5 tine la un loc, 7 sau 10 sau 20 și fiecare e plecat în lumea lui. Numai eu văd asta sau vedeți dumneavoastră? Puneți aliniații de acolo până acolo, și-au băgat mâna după piesă în buzunar și-au scos și fiecare a dispărut în lumea lui. Nu comunică, nu știe cum îl cheamă, câți ani are, nu știe nici dacă are dinți în gură, că nu vorbesc, nu zâmbesc, nu. E fiecare în lumea lui. Babilonul în noi. Ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu. Încercați să vă lăsați de aceste lucruri o lună să vedeți cât de greu este. Dar să renunțăm la ele pe viață. Înțelegeți de ce Ioan Botezătorul și-a petrecut viața în pustie? Și-a pregătit acolo sufletul pentru lucrarea pe care trebuia să o facă. Neștiind cât de repede va trebui să depună armele și să ia alții locul. El noi zice că când cineva va duce lucrarea până unde a putut și va cădea la datorie, Dumnezeu va ridica pe altcineva, o va lua de acolo și o va duce mai departe. Ca un steag pe care îl duce mai departe, mai departe, mai departe, mai departe. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Vreau să vă spun că, deși poate pare surprinzător, în spiritul profetic Ellen White comentează și spune: motivul pentru care nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare a fost chiar el. De la versetul care zice, fiindcă Lot zăbovea. El nu era hotărât. Un bărbat nehotărât. Scapă la munte! Tai să văd cum să fac. Și Lot zăbovea. El nu zice, trebuia să aduc cu mine cartea să vă citesc. Dacă Lot nu ar fi zăbovit, când Dumnezeu i-a spus, pleacă la munte, atunci și nevasta lui ar fi putut să fie salvată. Dar viața lui oscilantă a făcut-o și pe ea să oscileze. Doar că oscilația lui a fost dacă
când să plece, iar ea s-a uitat înapoi la porunca să nu te uiți înapoi. Și acolo a murit. Pentru totdeauna. Și motivul pentru care nevastă lui s-a pierdut a fost chiar el. Și vreau să vă citesc ceva din Biblie. Zice Biblia că s-a prefăcut această femeie într-un stâlp de sare. De ce într-un stâlp de sare? De ce nu s-a prefăcut într-un de piatră? De ce de sare? Stâlp de sare. Și de ce un stâlp? Uitați ce zice Biblia. În 2 Samuel, capitolul 18, zice Biblia așa despre Absalom. 2 Samuel 18:18. Ia uitați ce spune Biblia. Pagina 345. Pe când trăia Absalom, își ridicase un stâlp de aducere aminte în valea împăratului, că zicea, n-am fi prin care să se poată păstra aducerea mintea numelui meu. Și a pus numelui său stâlpului, care și astăzi se numește stâlpul lui Absalom. Ce este stâlpul acesta? Ce este stâlpul acesta? Aducerea minte. Aducerea minte. Și de ce stâlpul acesta a fost de sare? În Matei capitolul 5 ne spune Biblia ce este sarea. Matei capitolul 5 versetul 13. Ia uitați ce zice Biblia. 926 pagina Matei 5:13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul nu mai este bună la nimic. Femeia aceasta a fost transformată, prefăcută într-un stâlp de sare. Stâlpul este aducerea minte. Sarea dă gust. Sarea este influența. Surorile, ori de câte ori folosiți sare atunci când folosiți, că o folosiți destul de des, cred că aproape zilnic, și puneți în mâncare, în ciorbe, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. În Matei capitolul 19, cred, cu versetul... ăsta e Geneza. Este undeva un verset, nu-mi vine în minte acum. Nu-mi vine în minte acum. 17:32. Luca 17:32. Ia uitați ce spune aici Biblia. În Luca 17:32. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și de ce trebuie să ne aducem aminte de nevasta lui Lot? Pentru că femeia aceasta a plecat din Sodoma. Femeia aceasta a plecat pe drumul corect, dar nu a ajuns la destinație. Frații mei, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Este posibil să luăm decizii corecte? Este posibil să fim pe drumul corect? Este posibil să avem intenții bune, dar să nu ajungem niciodată la destinație. Aduceți-vă aminte de nevastă Lot, că a plecat pe drumul corect și a murit pierzând viața și veșnicia. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ca bărbați, aduceți-vă aminte de influența voastră. Și ca femeie, aduceți-vă aminte că e posibil să pleci și să nu ajungi la destinație. Nu este o glumă. Pe drumul credinței, noi avem de luptat împotriva, zice Pavel, nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Noi avem de luptat cu diavolul, iar Satana a hotărât, te voi pierde. Aia a hotărât Satana.
te voi pierde. Și zi de zi luptă să te piardă, iar Dumnezeu a hotărât, te voi salva. Și zi de zi Dumnezeu luptă să te salveze. Dar știți care dintre cei doi va câștiga? Sigur că știți. Cel pe care îl lăsăm. Dacă vrem să ne piardă Satana și îl lăsăm, ne va pierde. Dacă vrem să ne salveze Dumnezeu și îl lăsăm, ne va salva. Alegerea este a noastră. Sodoma și Gomora se ridică sub ochii noștri. Neprihăniții lui Dumnezeu sunt printre noi. Nevestele lui Lot sunt cele printre noi. Mare atenție! Lot prin zăbovirea lui s-ar putea să le descurajeze. Lot prin zăbovirea lui s-ar putea să le piardă. Înțelegeți, frații mei? Știți ce este uimitor? Că eu totdeauna mă gândesc că Lot poate să fie altul. Ar trebui să iau un calcul că Lot s-ar putea să fiu eu. Și nevasta lui Lot s-ar putea să fie nevasta mea. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Tratați lucrurile ca și cum ar fi vorba despre noi. Să nu le mai socotim, să nu le mai gândim ca și cum ar fi vorba despre alții. Dumnezeu să ne ajute. Acesta este avertismentul. Aceasta este dorința lui. Să ne salveze. Lot va fi în împărăția lui Dumnezeu. Nevasta lui nu va fi. Fetele lui nu vor fi. Ceilalți ginerii și celelalte fete au ars acolo în Sodoma, n-au plecat. Vedeți cât de important este să ascultăm de ce a zis Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Să ne facem obiceiul să ascultăm de El. Să umblăm cu El și să mergem cu El până la capăt.